Într-adevăr, o tumoră cardiacă extrem de rară a fost operată cu succes. Viața unei persoane de 45 de ani din capitală a fost salvată după ce medicii de la noi din țară i-au diagnosticat una dintre cele mai rare patologii cardiace, mixom atrial stâng. Este o formațiune benignă, nu este canceroasă, dar care în orice moment îi poate pune în pericol viața. Majoritatea mixoamelor au o apariție sporadică și par a fi mai frecvente la femei decât la bărbați. Pacientul din imagine ne-a povestit că n-a avut niciodată probleme cu inima, însă o tuse seacă, dureri în piept și senzația permanentă de oboseală au început să se manifeste regulat acum 6 luni. Deși a ignorat aceste simptome la început, săptămâna trecută a decis să meargă la consultația unui cardiolog. A fost o durere acută în inimă, cu frisoane, care au trecut frisoane în mâna stângă, durere în mâna stângă, dar au fost 50 minute și au trecut. Dar pentru mine a fost un semn de întrebare, când și a doua zi nu a trecut mâna, erau dureri în mână. Și iată, la 45 de ani am aflat întâmplător că am o tumoare la inimă, în aorta stângă. A fost operat pe cord deschis în regim de urgență. Înlăturarea mixomului din cavitatea atriului stâng cu reconstrucția complexă a valvelor mitrale tricuspide a avut loc cu succes. O tumoră flotantă, ciuruș, cu o dimensiune, se spune aproximativ între 7 pe 4 cm. Total înclavată în cavitatea inimii, anume în regiunea atriului stâng, cu o prolabare în cavitatea ventriculului stâng prin intermediul valvei mitrale. Reprezintă o patologie foarte severă, cu un risc sporit de mortalitate, presupune intervenție în regim de circulație extracorporeală, ce reprezintă aceasta, deconectarea inimii de la circuit și conectarea ei prin intermediul inimii plămânului artificial pentru o careva perioadă de timp. Datorită simptomelor nespecifice, diagnosticarea precoce a mixoamelor este destul de dificilă. Cele mai multe tumori atriale sunt benigne și se pot îndepărta doar prin rezecție chirurgicală. Unica simptomă care îl deranja în permanență era tusa, de etiologie neclară, ceea ce a deranjat o perioadă de circa 6 luni de zile. Abia joia trecută dumnealui s-a adresat la consultația unui medic cardiolog, ulterior i s-a recomandat o ecocardiografie, unde și-a fost depistată problema respectivă. În prezent nu se cunoaște cauza apariției mixoamelor, însă afecțiunea reprezintă 90% din toate tumorile inimii. În jur de 5-6 pacienți pe an sunt operați, anume, dar datorită patologiei respective, din păcate, o bună parte din lor vin într-o perioadă deja depășită după un AVC suferit, un atac vascular cerebral în urma tromboembolismului sau deja când este un stadiu depășit a insuficienței cardiace. Domnul doctor Andrei Ureche, cardiochirurg, este astăzi în platou la Casa de Vreme. A participat nemijlocit la această intervenție. Bună ziua și bine ați venit, cu mare drag, la emisiune. Așadar, un succes pentru echipa dumneavoastră, pentru dumneavoastră personal. Ce este această boală? Ce reprezintă? Și cum se întâmplă să ajungă o tumoră la nivelul inimii? Știm de tumori la creier, oase și tot așa. La inimă mai puțin, am auzit. În primul rând, cred că este succesul pacientului, de cum e în viață. Deci a ajuns la noi în stare critică cu o clinică de stenocardie, infarct miocardic. Deci sindrom, inițial, sindrom coronarian acut. Asta, că eu l-am consultat cu 2 zile până la internare, am preîntâmpinat de toate complicațiile posibile. Deci s-au gândit că da, noi ne operăm, dar spre seara, duminică, starea s-a agravat cu durerile acute în piept. În piept retrosternale, a fost adus la noi în spital, pe urgență, investigat, pat coronarian fiind absolut intact, s-a hotărât, deci a doua zi l-a luat în sală de operație. Clinica era provocată de înclavarea, cum a spus colegul meu, de înclavarea tumorii în ventricul stâng, în valva mitrală, care obtura acest orificiu, de asta a provocat toată clinica.
Aceste tumori, deci histogeneza nu este cunoscută, dar marea majoritate, la bun început, perie, este un foramen ovale, așa spunem, în atriu stâng, între atriu stâng și atriu drept. Și tăman în zona aceasta și e, bun început, această tumoare. Poate fi provocată de un flux, că la acest pacient a fost și această malformație congenitală, a fost defect septal atrial. Despre care n-a știut, să înțeleg, până nu, acum, până la această vârstă de 45 de ani. Poate a provocat fluxul ăsta patogen, a provocat hipertrofie acestui țesut și mai departe, deci creșterea acestei tumori. Astăzi marcăm cu toții Ziua Mondială a Inimii și, cu părere de rău, în Republica Moldova, întâi de toate, cel mai mare număr de decese se înregistrează din cauza patologiilor cardiovasculare. Spuneți-ne, vă rog mult, care sunt acele indicii pe care le dă organismul când se întâmplă să fie inima suferindă și nu doar inima, întreg sistemul circulator? Ce simte acea persoană? Pentru că important este să prevenim, să nu se ajungă la intervenții de urgență. Cum și-am spus, pentru, dar pe primul loc sunt cardiovasculare, dacă vorbim despre cardio, este afectarea patului coronarian. Deci suferă vasele de sânge din deci de la care inimă. Duc la infarct miocardic acut. Se blochează și afectarea aparatului valvular. În păcate, în Republica Moldova este o patologie endemică, reumatismul. Reumatismul afectează inima. Nu, așa spunem, infecția cronică prezentă în organism, asta care e dentar, asta patologie urinară, ginecologică, cronică, netratată, că respirare, respiratorie, asta își provoacă această infecție cronică care își afectează aparat valvular. Asta e situația. Prevenirea clinică, dacă este afectat aparat valvular, apare dispnee la efort, disconfort, palpitații, dereglări de ritm. În caz de afectarea patului coronarian, în primul lucru, cum vorbesc, ca, cum spun așa pacienții noștri, mă-năduș aici, mă-năduș. Când este o patologie legată cu aparat respirator, obicei, nădușala, tusă, altfel se răspândește în piept, dar anume disconfort retrosternal, în primul rând, și în deosebit la efort fizic. Când trebuie ca medicii chirurgi sau cardiochirurgi să intervină de urgență, care sunt cele mai frecvente situații care se întâmplă în țara noastră? Slavă Domnului, la momentul de față, statul are grijă de pacienții noștri, deosebit în sindrom coronarian acut, infarct miocardic acut. Atunci când se blochează vasele de sânge. Această situație este complet acoperită de companie de asigurare și noi implicăm numai după intervenția colegilor noștri cardiologi intervenționiști, cum este diagnosticat viciu, patologie, se face coronarografie, de exemplu, și depistat un vas important care pentru o zonă care suferă la moment, în caz dacă este imposibil de implantat stent pentru dilatarea, aspirația trombului, de a salva viața în primul rând. Atunci intervenim noi. Sau dacă este o patologie concomitentă, de exemplu, dacă este infarct acut, repetat, sau prerăspânită este zona, regiunea ischemică și sunt complicații deja, insuficiență mitrală acută, ruptură de sept, aneurism sau alte patologii concomitente care nu rezolvă această intervenție cardiologică. Atunci noi ne implicăm, clar lucru. Salvăm. Asta. Se poate întâmpla să existe probleme la nivelul inimii fără de simptome? De păcate, și da. Cât de frecvent? Nu așa de des, dar este așa numită stenocardie silențioasă. Trece fără semne și infarct e fix așa. Din păcate, că durerea sau un primul semn și până la infarct, deci care trebuie să atragă omul, din păcate, sunt și așa cazuri. Cât de frecvent ne monitorizăm modul în care funcționează inima și după ce vârstă ar trebui să atragem o atenție sporită activității inimii și să mergem regulat, da? La medicul cardiolog, chiar dacă nu ne deranjează absolut nimic. Dacă ești bărbat absolut sănătos, deci până la 45 de ani, cred că se frecventează stomatolog, regulat odată într-o perioadă și la necesitatea urolog de a evita o infecție cronică. Dacă apare o clinică
dureri, dispnee, ceva de ținut dușal, atunci e nevoie să te referi la specialist. În caz dacă în familie sunt cazuri de mamă, tată suferă de hipertenzie arterială, diabet zaharat, obezitate, tabacism, este frecvent, atunci da, este nevoie de făcut un așa numit check-up o dată pe an. O verificare a întregului organism. Mulțumesc foarte mult pentru informații, pentru reușirea acestei operații și mult succes în ceea ce faceți. Doar cazuri cu succes să aveți. Mulțumesc frumos. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul doctor Andrei Ureche, cardiochirurg de specialitate, a fost la Acasă de Vreme și ne-a vorbit despre o reușită pe care a realizat-o împreună cu echipa sa când vine vorba despre o afecțiune gravă a inimii.